bărbat a fost atacat de urs în zona Stupinii Prejmerului. Victima a prezentat plăgi mușcate la nivelul toracelui și capului, potrivit datelor oferite de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Brașov, majorul Ciprian Sfreja. Echipajele de intervenție au fost anunțate prin apel la 112. Ajunși la fața locului, jandarmii și echipajul SMURD au constatat că este vorba despre un bărbat care era întins pe iarbă, putea comunica, dar era grav rănit. Imediat s-a luat măsura delimitării zonei unde urma să aterizeze un elicopter pentru a-l transporta pe bărbat la spital. Totodată s-a transmis un mesaj de informare a populației din zona respectivă prin sistemul RoAlert. Ulterior, victima a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Clinic de Urgență din Târgu Mureș, a precizat purtătorul de cuvânt al grupării de jandarmi mobile, sublocotenentul Mihai Preda. Amenzi în valoare de 10.000 de lei, asta au primit administratorii și patronii firmelor care nu au asigurat triajul epidemiologic la intrarea în societățile comerciale și nici posibilitatea dezinfectării mâinilor, nici pentru angajați, nici pentru vizitatori. Mai mult, nici măștile nu le-au asigurat. Vorbim despre agenți economici care au fost amendați de inspectorii ITM Brașov pe parcursul lunii august în urma controalelor. Pe lângă acestea, specialiștii Inspectoratului Teritorial de Muncă au mai sancționat în august și 17 patroni care se foloseau de munca unor angajați, cărora nu le-au încheiat formele de muncă. Pentru cei 38 de angajați la negru găsiți la cei 17 angajatori, sancțiunile au fost de 630.000 de lei. Pentru nerespectarea prevederilor referitoare la completarea și transmiterea revisal, au fost aplicate amenzi în valoare de 3.000 de lei și 6 avertismente. Pe parcursul lunii august, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 317 controale în vederea verificării modului în care angajatorii respectă măsurile impuse pe perioada pandemiei. În perioada septembrie 2020-ianuarie 2021, Inspectoratul de Poliție al județului Brașov, prin Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității și Secția Regională de Poliție Transporturi Brașov, desfășoară o campanie de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare în sectorul transporturilor feroviare. Campania este intitulată sugestiv Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți, în baza unui parteneriat între Poliția Română și CFR Călători. Campania se derulează la nivel național și are ca scop informarea și conștientizarea populației cu privire la riscurile determinate de nerespectarea unor reguli și norme de conduită în incinta stațiilor CF. Pentru susținerea acestor activități au fost realizate spoturi video, materiale informative și a fost personalizat un vagon de persoane cu însemnele campaniei care va fi atașat trenurilor de pe diverse rute naționale, contribuind astfel la promovarea mesajelor preventive. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu somație publică postul Mix TV, deoarece în cadrul edițiilor emisiunii Brașovul Tău din 15, 19, 22 iunie și 5 iulie 2020, îndeosebi în cele din 19 și 22 iunie, au fost formulate acuzații nesusținute cu dovezi la adresa președintelui Asociației de Revoluționari al RUE din Brașov, persoană care nu a fost contactată și invitată să exprime un punct de vedere referitor la faptele imputate, ceea ce contravine articolului 40 din Codul Audiovizualului. Pentru admiterea în anul universitar 2020-2021, în sesiunea septembrie, Universitatea Transilvania din Brașov va scoate la concurs 511 locuri finanțate de la buget și 2500 de locuri în regim cu taxă pentru studii universitare de licență cu frecvență. După prima sesiune de admitere pentru învățământ la distanță, mai sunt disponibile 380 de locuri și 130 de locuri cu frecvență redusă, spun reprezentanții Universității Transilvania. Din locurile finanțate de la bugetul de stat pentru programele de licență, mai sunt disponibile 19 locuri destinate absolvenților de licee, situate în mediul rural, 3 locuri pentru candidații de etnie romă și 24 pentru etnicii români din afara granițelor țării. În sesiunea septembrie 2020, admiterea la facultățile Universității Transilvania din Brașov va consta la toate programele de licență într-un concurs de dosare pe baza mediei de la bacalaureat sau a unei combinații a acesteia cu note obținute la anumite discipline la bacalaureat sau în timpul liceului. Singura facultate care nu mai organizează
organizează admitere la programele de licență este Facultatea de Medicină. Toate locurile au fost ocupate în sesiunea iulie 2020. Sunt prevăzute probe practice de specialitate la Facultatea de Muzică, iar Facultatea de Psihologie și Științele Educației organizează probe eliminatorii la programele de licență din domeniul Științele Educației. Înscrierile vor avea loc online în perioada 7-10 septembrie. Afișarea listelor cu candidații admiși la toate facultățile se va face pe 14 septembrie. Probele practice și cele eliminatorii, dar și probele la masterat la toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină, sunt programate în perioada 11-13 septembrie. O firmă din Brașov va construi căminul de 9 etaje pentru elevii de la Școala Profesională Germană Kronstadt. Lucrările costă peste 20 de milioane de lei și vor fi făcute în 24 de luni. Potrivit inspectorului școlar general Ovidiu Tripșa, la Școala Profesională Germană Kronstadt sunt școlarizați în prezent elevii din 19 județe din România. Iar această școală a devenit un model pentru învățământul dual și profesional. Ca atare, trebuie susținut acest învățământ din toate punctele de vedere, didactic, administrativ, iată și alcazării elevilor. În această perioadă suntem într-o perioadă de tranziție, de scenarii, astfel încât cazarea elevilor, cantina, adică serviciile de cantină, sunt foarte importante în această perioadă. Căminul va avea 80 de camere. La finalizarea construcției, firma care a câștigat proiectul va oferi o garanție de 60 de luni. Tel verde pentru elevi, studenți și părinți. Ministerul Educației și Cercetării a deschis două linii tel verde la care elevii, studenții și părinții pot afla informații despre începerea anului școlar universitar 2020-2021, iar instituțiile de învățământ vor primi consultanță în materie de accesare a fondurilor europene. Linia tel verde 0800 672031 este pusă la dispoziția elevilor, studenților și părinților în vederea obținerii de informații privind reluarea, desfășurarea procesului instructiv educativ, potrivit datelor oferite de reprezentanții Ministerului Educației. A doua linie tel verde 0800 672 032 va fi destinată reprezentanților unităților de învățământ preuniversitar de stat și administrației publice locale cu scopul de a oferi consultanță în materie de accesare a fondurilor europene. Ambele linii tel verde gratuite vor funcționa de luni până vineri, în intervalul orar 8-16.